bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit să discutăm despre Festivalul Internațional de Traducere de Literatură și Traducere Iași, ediția din acest an, și vom vorbi și despre ce s-a întâmplat în trecut, desigur. Discutăm împreună cu o traducătoare de literatură din literatura română în literatura franceză. Este vorba despre Lorin Chel. Bine ați venit la Iași, bine ați venit la bine v-am găsit emisiunea Vocile Iașului. Și Dan Lungu, care este scriitor și directorul Muzeului Național de Literatură Română din Iași. Bine ați revenit la Vocile Iașului. Și de asemenea managerul festivalului Filit. Aș începe cu o întrebare pentru Lorin Chel, care beneficiază de una din aceste rezidențe, în acest program care s-a extins în acest an, în ultimii ani de fapt și anul trecut. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, utilitatea acestor rezidențe și care este importanța pentru munca literară pe care o faceți, de traducere? Mi se pare atât de evident, dar e mai bine să explic publicului. E nevoie să te extragi un pic din viața ta cotidiană când ești un traducător. Un traducător nu se duce la job în altă parte, lucrează la el acasă, și viața al traducătorului se împarte așa. Se zbate ca să obțină niște contracte de editură, să găsească ceva interesant de tradus, și se zbate și cu el însuși ca să-și facă timp și un program de traducere zilnic, că altfel nu avansează niciun fel în munca lui, și se zbate cu ce? Cu viața cotidiană, că eu sunt cap de familie, nu? Trebuie să fac cumpărături, să rezolv facturile, și e foarte bine când primești o reședință, te extragi din acest context și poți să lucrezi zi și noapte. Mă întrebam de utilitate, sunt de acord. În fond este aproape de la sine înțeles de ce, dar există în același timp tot felul de imagini, percepții despre astfel de rezidențe. Dar ce trebuie spus, cred, este că se poate, din ce am observat și din descrierea dumneavoastră, că se poate spune că imaginea, literatura câștigă o viteză în plus. Imaginea unui oraș, imaginea unui festival și așa mai departe. Evident, pentru că și noi mediatizăm și spunem în Franța, uite că am dobândit o reședință de traducere într-un loc de vis în nordul României. Anume, eu am avut norocul să fiu găzduită undeva în Bucovina de o scriitoare care, iată că este un partener privat al muzeului. Anul ăsta au fost niște oameni, niște persoane private care au fost interesate în a ajuta traducătorii străini să vină și să-și petreacă un timp unde să lucreze răzbit la traducerea lor și s-au oferit ca partener al muzeului. Iar eu am fost găzduită undeva la Slătioara în Bucovina, unde am lucrat foarte bine, aproape un capitol pe zi din traducerea curentă. Este extraordinar. Domnul Dan Lungu, foarte multă lume se întreabă ce se întâmplă cu festivalul din acest an. Sigur, vom ajunge și la rezidențe. Dar ce se întâmplă cu festivalul din acest an? Am avut împreună cu dumneavoastră un dialog mai devreme, în primăvară, în care ne spuneați că va urma o selecție de oferte, o firmă să se ocupe de acest lucru. Da. Păi, haideți să o luăm așa, de unde am rămas. Pentru că lucrurile evoluează. Ceea ce căutăm noi acum, de fapt, Muzeul Literaturii împreună cu Consiliul Județean, este formula administrării festivalului. Cum să-l administrăm mai bine? Anul trecut noi căzusem la următoarea înțelegere, în urma evenimentelor, nu vreau să le rememorez, să se facă o fundație pentru Filit. O fundație, Consiliul Județean cu primăria, cu universități, fac o fundație și Filitul se dezvolte pe această fundație, pentru că e un proiect foarte mare și nu ai resursele umane la muzeu ca să-l poți derula. Am agreat soluția asta, s-a trecut și pentru un plan și după aceea specialiștii Consiliului Județean au ajuns la concluzia că e ilegal să facă o fundație și să o finanțeze. Și atunci au trebuit să căutăm altă soluție, fiindcă deja timpul trecuse, domnul Victorel Lupu a propus soluția externalizării ca întreg. Ceea ce poate fi o soluție cu punctele ei slabe.
Pe unele le știam, pe altele le-am descoperit pe parcurs. Punctul slab care le știam e că externalizând în fiecare an, de fapt în fiecare an ai o altă echipă care face festivalul. Ori toate festivalurile mari din Europa să fac o echipă stabilă, pentru că de fapt își capitalizează experiența de la un an la altul și câștigă foarte mult timp astfel. Pentru că dacă după ce se termină o ediție a festivalului, tu nu te apuci de următoarea, e târziu. Că trebuie să aștepți bugetul din anul următor, trebuie să faci licitația și până vine cineva și câștigă, și câștigă altcineva care nu-i familiarizat, trebuie să învețe. Deci în fiecare an o iei de la capăt, practic eu trebuie să învăț pe cineva cum să facă festivalul, ceea ce e foarte complicat. Dacă ar exista o fundație, atunci înțeleg, fundație nu se poate, experimentăm anul ăsta cu externalizarea și cu domnul Maricel Popa am mai luat un calcul, o variantă, fiindcă sunt și niște probleme cu externalizarea și o să revin, o să spun care sunt problemele. Am mai luat în calcul să facem eventual un mic departament la Muzeul Literaturii cu câțiva angajați care se ocupe de filit, să aducem personal nou. Și asta e o situație, e o soluție care are punctele ei bune, evident că poți să folosești pe tot timpul anului, și punctele slabe că nu poți să aduci super profesioniști la 10 milioane cât iau un referent la Muzeul Literaturii. Și astea sunt salariile, nu ai cum să-i dai mai mult. Și atunci va fi foarte greu să aduci pe cineva hiperspecializat, de care ai nevoie, mai ales pentru contactarea autorilor mari, cu un salariu de 200 de euro pe lună. 200. Bun, dar în vine, se poate încerca și vedem cum funcționează. Anul ăsta ce s-a întâmplat? Eu am zis în felul următor, am fost prevăzător. Am zis, ok, externalizăm tot, dar sunt câteva lucruri care nu pot fi externalizate și nici nu trebuie externalizate. Cum sunt expozițiile? Noi în fiecare an la Frit am avut expoziții. Nu pot să externalizez expozițiile atâta timp cât eu sunt muzeu și cu asta mă ocup. Pe de altă parte, n-am externalizat rezidențele. Și nu le-am externalizat pentru că știam că ele trebuie să înceapă foarte devreme, fiind multe, și trebuie să aibă timp de derulat și n-ar fi fost timp pentru externalizare. Plus că aici avem competențe pentru în muzeu, oameni care se pot ocupa de aceste rezidențe. Și atunci am scos deoparte din întreg rezidențele și expozițiile și ceea ce am scos noi la licitație e partea de evenimente, de întâlniri cu publicul, practic. Ce se întâmplă cu filit, da, serile filit și întâlnirile cu publicul, practic. Invitațiile și așa mai departe. Da. Ce se întâmplă cu această parte? A fost scoasă, deci, la licitație? Noi, am început, un caiet de sarcini foarte, foarte complicat, pe care, de fapt, n-avea cine să-l facă, pentru că colaboratorii din anii precedenți, ei au fost... Nu erau din cadrul muzeului. Nu erau din cadrul muzeului și nu puteau să facă. Am lucrat în muzeu cu greu, practic au fost două persoane, o trebuie să lucreze vreo două, trei luni, să vede și pe seapă, caiet de sarcini foarte, foarte stufos, cu foarte multe condiții. Ce am pus noi acolo, și aici au început discuțiile cu ANAPO, cu ANRMAPO, că ei nu acceptau condițiile astea, noi am pus condiția să fie un premiant Nobel și să fie printre invitați, să aibă unul dintre premiile mari, și-a dat o listă de 10 premii mari. Fiindcă am prins în buget bani. Deci pentru un Nobel noi am prins câteva mii de euro. Da? Pentru cei care au premii, iar câteva mii de euro. Și noi le avem puse în buget, le punem în caietul de sarcini și ANRM a spus, n-aveți voie să puneți condiții că e un premiant Nobel sau că... Și e foarte complicat, pentru că noi ținem foarte mult la calitate, adică filitul s-a impus în primul rând prin calitate, cu invitați de foarte bună marcă. Pe de o parte, tu dacă nu-i treci în caietul de sarcini și în tot anunțul ăsta, vine cineva, câștigă și spune, eu mi-am respectat caietul de sarcini, îmi pare rău, nu spune nicăieri de niciun Nobel, nu spune nicăieri de niciun premiu, eu mi-ai spus autori străini, ți-am adus 3 din Chișinău și 2 din Ucraina, autori străini, ți mai aduc și 2 bulgari, am rezolvat problema. Unul la mână. Deci problema calității. A doua problemă e cea a curții de conturi. Pentru că vine curtea de conturi după aia și spune, ops, dar de ce ați pus o sumă așa de mare pentru un autor? Dar suma e pentru un autor Nobel, nu e pentru un autor oarecare, da? Iar cel care câștigă spune, scrie în buget atâta, nu mă obligați, nu scrie nicăieri că trebuie să fie un premiant Nobel, eu îl dau unui autor din Ucraina, da?
Dar e o sumă prea mare pentru un autor din Ucraina. Și da. Sunt tot felul de probleme de genul ăsta care apar. Un răspuns scurt ca să ne combinăm puțin. Da. Ce se întâmplă acum? Mai sunt practic câte? 2 luni, 3 luni până când ar trebui când ar trebui să aibă loc festivalul? În primul rând, ăsta va fi publicat, deci îi acceptată până la urmă, am căzut la un compromis cu ANR MAPU. A fost acceptată documentația, acum suntem în faza anunțului care probabil că apare azi sau mâine. Anunțul, dar după o lună de discuții cu ANR MAPU și cu o lună de explicații și de ping-pong de ăsta administrativ. Bun, există riscul de asta, exista indiferent când publicai. Problema e că, de fapt, nu suntem în niciun fel de întârziere. În ce sens nu suntem în întârziere? Că și celelalte anunțuri în alți ani le-am dat ca tot pe vremea asta, sau poate au fost cu 2 săptămâni mai devreme, dar și filitul era mai devreme. Acum filitul e la sfârșitul octombrie. Deci, ca perioadă de timp, suntem destul de ok. Ce se va repercuta destul de prost asupra acestei licitații, e faptul că a fost un scandal mare în jurul filitului și anul ăsta a mai fost o tentativă de scandal în jurul filitului și oricând, atunci când e scandal mediatic, profesioniștii, și nu sunt mulți în țară, nu vor să bage. Nu. Sunt 4-5 care se pot ocupa cu așa ceva, nu sunt foarte mulți. Și atunci când e un mare scandal, ei preferă să nu se bage. Deci există riscul să nu se prezinte nimeni la licitații. Asta, riscul ăsta a fost și anul trecut, este și anul ăsta. Dar am luat toate lucrurile în calcul, evident. Pe de o parte, am schimbat un pic structura festivalului. Adică în acest an am pus un accent deosebit pe rezidențe. Latura profesională. Pe latura profesională. Avem câteva expoziții eveniment. O să le comunicăm la vremea respectivă. Câteva expoziții extraordinare. O să vedeți. Chiar eveniment. În același timp, noi avem contactați câțiva autori, deci ca plasă de siguranță, adică dacă nu se externalizează, nu vine nimeni, nu se prezintă nimeni la licitație, noi oricum facem întâlniri cu publicul. Nu va fi la aceeași dimensiune cum ar fi pe un proiect externalizat, dar întâlniri cu publicul facem. Deci filitul, el deja se derulează, are loc și va avea loc. Dar depinde foarte mult de formula asta administrativă pe care o găsim împreună cu Consiliul Județean și tot timpul îi vom schimba într-un fel structura în funcție de soluțiile administrative pe care le găsim. Lorin Chel, aveți mare experiență în legătură cu festivaluri, cu cum vi se pare dumneavoastră, din exterior, dar și puțin din interior, în ce s-a întâmplat cu festivalul de la Iași. În primii 2 ani au fost un festival amplu, cu standarde înalte. În anul următor, în anii următori, lucrurile par să arate altfel. Ați avut o mare șansă cu acest festival care s-a derulat 2 ani și un mare necaz că nu mai există. Mai mult ce pot să spun eu, că e păcat, pentru că dădea o imagine absolut superbă asupra orașului și asupra județului. Ce pot să spun mai mult? Când a apărut pentru prima ediție sau a doua ediție un articol chiar în revista Livre Hebdo, care este revista de elită a profesioniștii din domeniul editurii în Franța, cu poza cu domnul vizibil. Danungu și cu doamna Herta Müller. Foarte vizibil. Foarte vizibil. S-a scris cu laudațiu despre acest festival și s-a scris și cu urări de bine în viitor. Vedeți că urările nu au răzbătut până în mintea oamenilor care ar fi avut tentatorie să ajute ca acest festival să dăinuiască. Dăinuiește într-o formulă restrinsă și sper să se dezvolte în viitor. Asta e tot ce pot să spun. Să sper. Pentru că un act de cultură nu este pur și simplu deci răzbăte foarte mult și nici nu vă dați seama sau nu, să nu-și da seama un om cât de mult răzbăte în străinătate și în ce impact a avut la tineret. Totuși, vă amintiți câte sute de tineri au ieșit ca să fie voluntari. Este un mare lucru asta. Păcat că nu impactul mai există. Impactul este mare și în, și în Franța. Adică traducerile, bun, sau în celelalte țări.
traducerile se fac, cât de mult sunt apreciate astfel de, sau cumpărate deci, în, acestea? Deci, independent de festivalul Filit, da, traduceri sunt, un număr rezonabil și a crescut în, în număr și în calitate. Avem în Franța câteva zeci de titluri acum, autori clasici. Gândiți-vă că printre oamenii care vin, vor veni în curând la Iași, la Ipotești, soții Curiol, au tradus foarte mulți clasici acești doi oameni, Florica și Jean-Louis. Cezar Petrescu, Eminescu și alții. Eu am un Camin trend Petrescu. Așa. Da, și, da, și eu da, deci ne-am împărțit. Jean-Louis Curiol a tradus Patul lui Procust, eu am tradus Ultima noapte de dragoste. Și mai sunt alte cărți de tradus din literatură română. A ieșit recent Adam și Eva, tot în traducerea colegului meu, Jean-Louis Curiol. Eu sunt mai mult pe literatura contemporană. În curând va apara la editura Belfond, care este o editură mare de vază din Paris, care nu a mai tradus din literatura română, a mai publicat de zeci de ani. Publică cartea lui Simona Sora, Hotel Universal. Recent, cartea lui Matei Vișnec, Le Marchand de Première Phrase, a obținut un premiu foarte important în Franța. Sunt fericită fiindcă eu am tradus cartea aceasta, sunt fericită și pentru autor care e devenit din ce în ce mai cunoscut și orașul Cognac, de unde se face vestitul alcool, a premiat cartea aceasta. Așa știu să adaug ceva. Vă rog, sigur. Haideți să înțelegem că nu există o singură formulă de a face un festival. Adică sunt mai multe variante. Primele două ediții au fost centrate foarte mult pe întâlnirile cu publicul și au fost de succes extraordinar. Ediția de anul trecut a fost o ediție proteste, resistență și așa mai departe. În acest an am schimbat formula tocmai pentru că să ne adaptăm la condițiile pe care le avem. Și atunci am pus pe partea profesională. Deci părerea mea că ce se întâmplă în acest an la Filit cu partea profesională cu rezidențe e la fel de spectaculos. Dar pentru lumea profesională, nu-i pentru marele public. Adică am mutat accentul de pe întâlnirile cu publicul pe întâlnirile cu profesioniștii. Și faptul că noi avem acum 32 de rezidențe, exact. 6 rezidențe pentru autori români, 6 pentru traducători străini și încă 20 de rezidențe atelier, care sunt tot pentru traducători străini, deja e un mic eveniment în lumea literară, culturală, europeană, pentru că în Estul Europei cel mai mare sistem de rezidență din Estul Europei. Următorul, care este un sistem mare de rezidență, e la Viena. Cei din pentru Viena, de cultură, pentru toate domeniile, pentru toate zonele culturii, au anunțat 50 de rezidențe și sunt făcute de Ministerul Culturii cu Culturi Contact. O rezidență care a fost și eu, pe vremuri. Adică cunosc foarte bine despre ce vorba, am fost 2 ori în rezidență la Viena, prin Culturi Contact. De acolo m-am și inspirat, printre altele, dar și din Franța, unde am fost de asemenea cu rezidență la Marguerite Yourcenar și așa mai departe. Și m-am inspirat și știu cât sunt de utile și pentru autori și pentru traducători. Și atunci eu aș spune că ediția din acest an nu e mai prejos decât primele două ediții, e mai puțin spectaculoasă în partea cu publicul, dar ea e spectaculoasă în partea asta pentru că deja suntem percepuți ca cel mai mare sistem de rezidențe din Estul Europei, ceea ce nu-i deloc puțin lucru. Adică în condițiile date, cu resursele pe care le-am avut, umane, de timp, constrângeri și așa mai departe, eu zic că e o soluție prin care Filitul revine pe partea profesională, dar revine prin planul vieții literare europene, repet, pe partea profesională, nu pe cealaltă. Am schimbat formula fiindcă ăsta e contextul. Dar, cum zic, cu oamenii pe care îi cunosc și ce pot să fac, tot timpul facem lucruri de standard europeane. Dacă se schimbă din nou contextul, se poate schimba din nou și formula? Adică întâlnirile cu publicul? Sigur. Eu zic că asta cumva ar fi ideal. Adică să nu renunțăm la rezidenție. E o formulă bună pe care am găsit-o pentru anul ăsta. Din potrivă să le dezvoltăm și în același timp rezidențele le-ar putea face oricând, muzeul le-ar putea păstra și în același timp să mutăm întâlnirile cu publicul
pe o altă structură organizatorică. Asta ar fi ideal. Pentru că muzeul chiar poate duce rezidențele și are destulă experiență și credibilitate. Partea complicată pentru muzeu e asta cu organizarea de eveniment, pentru că practic noi avem muzeografi, nu avem organizatori de evenimente și în nicio fișă de post din cei 70 de oameni ai muzeului nu ai organizare de eveniment. Când noi facem mici evenimente, asta e adevărat, dar una e să faci o întâlnire cu un autor și mai departe, o lansare de carte, și alta e să faci filmul, lucruri cu tot. Acum, despre importanța rezidențelor vreau să mai spun ceva. Foarte scurt, pentru că nu mai avem timp. Nu trebuie să fim ipocriți. Suntem o cultură care e într-o limbă de circulație mică. Pentru cultura română, traducătorii sunt absolut esențiali. Să nu ne imaginăm că editurile străine caută autori români ca pe apă. Nu, e foarte greu de vândut un autor român, că și traducătorii au un rol important, câștigă foarte prost din asta, pentru că traduc puțin, pentru că nu sunt foarte mulți autori traduși, și atunci e o formulă prin care noi putem ține traducători aproape, îi putem stimula și ne fac servicii enorme, nu numai de traducere, și de lobby cultural, pentru că dacă noi nu facem asta, eu cunosc traducători care nu au tradus un an, doi, trei, după aia s-au lăsat de tradus. Da? Pentru că numai aici face. Deci lovitura acestor rezidenții bate mult mai departe decât se vede la prima vedere. Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult, Lorin Chel și Dan Lungu, pentru acest dialog, o emisiune mai scurtă, așa cum și festivalul a fost mai mic în anul trecut. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro, sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35. Seară liniștită!